Drama trăită de Maria Pusca, o pensionară din Județul Mureș, după ce Casa de Pensii a recalculat pensia. I-a tăiat 851 din pensia de 2600 de lei. E nedrept. A muncit o viață întreagă ca să aibă un venit la bătrânețe. Însă, prezentul i-a oferit altceva pensionarei Maria Pusca, domiciliată în localitatea Târnăvenii, Județul Mureș. Deci, inițial, femeia încasa o pensie de 2600 de lei. După recalculare, i s-a oprit 851 de lei din venit. Drama Mariei Pusca, o pensionară din județul Mureș. După recalculare, i-au fost tăiați 851 din pensia de 2600 de lei. Maria Pusca, domiciliată în localitatea Târnăvenii, județul Mureș, a primit o pensie cu aproape 1000 de lei mai mică după recalculare. În luna iulie, Casa de pensii a oprit 851 de lei din suma de 2600, scrie încheta zilei, Ro. Drama trăită de Maria Pusca, o pensionară din județul Mureș. Maria Pusca a povestit că în luna aprilie a primit o decizie de revizuire a pensiei. Atunci, femeia fusese înștiințată că ar fi primit în mod eronat drepturi în valoare de 2230 de lei pensionara spune că în documentul pe care l-a primit era precizat că decizia de recalculare poate fi contestată în termen de 45 de zile, însă femei susține că a fost nevoită să plece din țară și a avut cum să facă demersurile legale. Am fost plecată două luni, timp în care s-a întâmplat chestia asta. Am fost anunțată telefonic că a venit o hârtie de la casa de pensii. Eu am fost acasă când a venit prima hârtie, în care scria să fac contestație. N-am făcut nicio contestație. Eu am plecat după Paști din țară. A venit a doua hârtie, dar n-am fost acasă, în care am fost anunțată că s-a făcut un calcul eronat și că trebuie să înapoiez banii pe trei ani, a povestit Maria Pusca, pentru sursa anterior menționată. Femeia susține că nu se poate lupta cu instituțiile de stat pentru că nu a fost niciodată pusă într-o astfel de situație, să ajungă în tribunal și a specificat că marea bătaie de cap o reprezintă termenii juridici. 851 de lei îmi opresc pe lună. Eu n-am fost vinovată, că am luat banii pe cupon. De unde să știu că e greșit sau că nu e greșit calculat? E nedrept. Ei mi-au dat în trei ani și mi retrag în trei luni. E o sumă foarte mare din pensie. A fost calculat eronat, dar de atâția ani, de când sunt eu în pensie, nu s-a văzut niciodată, a mai declarat femeia. Când vor crește, din nou, pensiile românilor. În urmă cu aproximativ două săptămâni, Simona Bucura Oprescu a spus că pensiile românilor vor crește pentru următorii ani, dând asigurări că nu sunt înghețate la acel 9,4 din PIB. Avem bani în buget atât prevăzuți, atât pentru majorarea pe care am avut-o de la 1 ianuarie, cât și pentru recalcularea pentru care vom pune în plată pensiile începând cu luna septembrie acestui an. În momentul acesta avem datele din dosarele de pensii ale românilor în format electronic. Deja se listează deciziile de pensii. Deciziile vor fi listate în trei exemplare. Un exemplar va fi transmis pensionarului celelalte două vor rămâne la dosarul de pensie al fiecărui pensionar, a declarat ministrul muncii, scrie Antena 3, Ro.